Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important. Invitatul din această seară este Andrei Năstase, membru fondator și lider al Platformei Civice Demnitate și Adevăr și președinte al Partidului Politic Platformă Demnitate și Adevăr. Domnule Năstase, bună seara și vă mulțumim că ați acceptat să veniți la noi în studio. Bună seara, am făcut-o cu mare plăcere. V-am chemat să discutăm despre temele fierbinți din aceste săptămâni și despre activitatea dumneavoastră. Inițial vreau să vă întreb, de cât timp nu v-ați văzut soția și copiii? Este foarte important. Norocul meu că de vreme încoace sunt alături de mine, i-am adus pentru câtva timp, pentru că am ținut să vină să-și vadă bunica. Și... Dar oricum rămân cu traiul? Rămân cu traiul în Germania. În Germania. Pentru că acolo există justiție, pentru că acolo există securitate. Uh-huh. Și atâta timp cât vremurile sunt tulbure în Republica Moldova, am zis că trebuie să stea departe de mine, pentru că ar fi suficient să-mi risc cu propria mea sănătate, viață și nu cu școală. Dar dacă deveniți președintele țării, prima doamnă va locui în Germania sau în Republica Moldova? Va locui, se va întâmpla exact ce se va întâmpla cu sutele de mii de oameni, care vor înțelege că și acasă se poate trăi, și acasă se poate munci și vor veni acasă. Sigur că vor veni acasă împreună cu... Adică nu este decisivă decizia de a locui. Sigur că nu, dar eu pentru ce lupt? Pentru ce mă bat? Pentru bunăstare la noi acasă, pentru locuri de muncă, pentru un trai prosper, un trai decent. Și iată, în acel moment vom avea și justiție, vom avea și educație. Așa sunt eu încrezător că vom reuși. De mai multe ori ați menționat că v-ați evacuat familia din Moldova și aceasta a fost o măsură de precauție. Atunci, de cine vă temeți? Sau de cei care mă filau, cei care mă persecutau. Da, știi, toată lumea. Eu cred că era atât de serios? Nu, că era foarte serios. Dacă n-ar fi fost serios, credeți-mă că nu m-aș fi lăsat fără copii, de care mi-este drag, fără soție. Aș fi fost alături de familie. A fost un lucru, credeți-mă că a fost serios. Nu iau decizii așa, pur și simplu, că mi-a venit mie să iau decizii. Merită sacrificiul acesta ascensiunea în politică? Ascensiunea în politică, mulțumesc pentru dacă este ascensiune, este bine. Nu mi-am dorit niciodată să vin în politică. Eu îmi făceam meseria mea de avocat bine. Nu păi te-ați ajuns în politică? Am ajuns de nevoie, pentru că a trebuit să-mi iau această cruce, să-mi iau acest jug în spate și... l-am luat, pentru că așa au fost circumstanțele. Piața o cerea, strada o cerea și atunci am, după mai multe eforturi de a transmite această mișcare protestatară sub aspect politic, de a o transmite politicienilor, n-a fost să fie și atunci mi-am luat eu această cruce. O perioadă destul de lungă ați activat în calitate de avocat. Care a fost cel mai important dosar din viața dumneavoastră de avocat? Sub ce aspect? Sub aspect de muncă, sub aspect de calitatea justiției, sub aspect de că ați reușit să câștigați? Haideți să vă spun așa. Am reușit să salvez o doamnă, un funcționar public, în condițiile în care era persecutată de regimul Voronin și am făcut-o prin mijloace diverse. Am apelat la niște lucruri care nimeni nu-și imagina că voi apela, sigur că ortodoxe, mijloace ortodoxe, mijloace legale, mijloace normale. Am reușit atunci și chiar am avut o anumită satisfacție. Financiar am avut satisfacție de la mai multe dosare. Se cunoaște foarte bine dosare de rezonanță care le-am câștigat. Și poate dacă vreți, în calitate de avocat, mai puțin obișnuit, în calitate de avocat, am zis eu că trebuie să mă apăr nu doar clienții proprii, dar să apăr și statul meu. Am apărat statul Republica Moldova împotriva unui jaf de 5 milioane în cazul Roma Flores. Am încercat să apăr în cazul Vinis NLG, dar a fost târziu, pentru că deja în momentul în care eu am intervenit, hoții deja pusese mâna pe 840.000 de lei. Am reușit, în calitatea mea de avocat, dar și activist civic, să mă opun încasării de la bugetul de stat a peste 200 de milioane de lei, uh-huh, în cazul Norma SRL. Am făcut și eu niște lucruri bune pentru țara asta și nu-mi pare, chiar mă bucur și aceasta este marea mea satisfacție, pentru că atunci când îți slujești sau când îți...
îți servești un client, o societate sau un personaj, o personalitate, este cum este. Atunci când îți servești țara, este, nu știu cum, ești mai împlinit. Cunosc foarte mulți avocați care se specializează în decursul anilor într-un domeniu anumit, de exemplu, penal sau, să zic, administrativ, codul. Și merg așa până se perfecționează în acesta. Dumneavoastră ați trecut și ați, cum menționați, ați reușit deja să vă urcați pe alte trepte. Pentru că ați avut o susținere sau pentru că v-ați propus totuși să fiți un patriot? Nu, v-am spus, eu mi-am gândit țara dintotdeauna, am avut spiritul dreptății, l-am avut în sânge, așa spune mama mea și cred că are dreptate. Dar am evoluat și am trecut pe alt palier, am trecut de la palierul juridic sau al justițiarului din mine, am trecut pe palierul civic, în momentul în care țara chiar se ducea în hău. Am format împreună cu oameni de mare, mare calitate din această țară, am format Platforma Demnitate și Adevăr, iar mai apoi am trecut pe palier politic, iarăși dintr-o anumită necesitate. Nu am fost sprijinit decât masele populare, nu am fost sprijinit decât oameni de bună, mai repet, din bună calitate din Republica Moldova și n-am să trec în revistă pentru că îi cunoaște toată lumea, membrii Platformei Demnitate și Adevăr. Iată, asta a fost și sigur că am avut încrederea că această societate se poate deștepta, poate să se consolideze, poate să fie unită și doar așa putem învinge acest regim criminal care, iată, ne jefuiește de la o zi la alta. Dar totuși, revin la întrebarea mea, vă cunosc de când ați fost avocat și din opiniile pe care le auzeam, ați fost un avocat destul de profesionist la nivelul pe care, și totuși trecerea aceasta, cum ziceți, pe alt palier, cum ați făcut-o? Ce a fost imboldul cel mai mare? Vorbesc, eu înțeleg că o să-mi spuneți același lucru, dar oricum, decizia de a vă schimba radical zborul, de a merge în alt elan. Eu am rămas același avocat în inima mea, în sângele meu, am rămas același avocat. Dacă până mai ieri mi-apăram clienții, astăzi îmi apăr țara. Și dacă pot spune așa, sunt deja un avocat al poporului, chiar dacă nu am statutul prevăzut de Constituție. Trecem la teme un pic mai fierbinți. Puteți să comentați cazul lui Ilan Șor și astăzi am citit în mass media că rămâne primar, în funcția de primar, în continuare. Oamenii, în timpul când a fost reținut, aduși pentru a-l susține, situația când a fost îmbrăcat în vesta antiglonț, toate lucrurile acestea, da, este o este o mascaradă? Absolut. Sau este o situație de a prezenta că justiția la noi are se ridică în calitate și se schimbă? Până la urmă totul se reduce la mascaradă, pentru că dacă ar fi să funcționeze justiția, n-am mai vorbit despre mascaradă. Dar de ce se fac aceste lucruri? De ce a venit acum foarte repede, foarte urgent sentința în cazul Filat, de ce a venit reținerea și apoi arestul lui Șor, de ce se insistă pe această lege a punerei pe umerii oamenilor, a miliardelor furate de Plahotniuc, Platon, Șor, Filat și așa mai departe. Toate astea se fac pentru uz intern, pentru ca populația Republicii Moldova chiar să considere că, domnule, se face justiție. Și o a doua dimensiune pentru care este destinat acest circ sunt instituțiile internaționale, instituțiile financiare, creditoare, care, iată, zilele astea au și poposit în Republica Moldova. Deci ei vor să convingă, vorbesc de această guvernare, vor să convingă instituțiile internaționale că au luat măsuri suficiente pentru a împlea golul pe care tot ei l-au făcut. Din punctul meu de vedere, este o încercare nereușită, este o tentativă de a aburi, să spun așa, instituțiile, dar și cetățenii Republicii Moldova, care mai devreme sau mai târziu își va produce efectele și va fi exact în efectul bumerangului. Toți cei care organizează tot felul de acțiuni din astea pentru televizoarele lor, știți foarte bine, 85% din media este capturată de Plahotniuc și el în același timp, ca și cum face justiție, pe de altă parte, la televizoarele lui Plahotniuc îi plânge de milul lui Șor. Ceva este putre totuși în Danemarca, cum ar spus Shakespeare, vorbesc de Republica Moldova. Un circ ordinar. Și eu am spus și cu alte ocazii, imediat când s-a produs, când au început aceste lucruri, am spus pe plan intern, se încearcă
scoaterea din agendă a miliardului furat. Iată, din agenda electorală, pentru că foarte multă lume bună, care nu a participat la jaful miliardului, care nu a votat, care nu a semnat hotărâri de guvern sau de parlament sau administrative sau nu a promulgat legi. Deci foarte multă lume bună va insista în campania electorală pentru întoarcerea miliardului, așa cum o face Platforma de Unitate și Adevăr. Ați văzut, am lansat o petiție online, am chemat toate forțele sănătoase la un protest de mare amploare. Deci Plahotniuc încearcă să scoată din agenda electorală, să scoată furtul miliardului. Iată de fapt ce se întâmplă. Sentința în calitate de avocat, pentru că oricum în mădova oaselor sunteți și priviți lumea prin prisma acestor... Prin prisma dreptății, totuși. Prin prisma dreptății, exact. Sentința lui Filat este una dură sau este... Păi n-aș putea să mă exprim exact, pentru că ați văzut, n-am avut acces la documente, eu am avut acces la... ca și publicul la o parte din aceste documente. Nu vreau să spun că a fost dură sau a fost blândă. Uh-huh. Cert este că această hotărâre este viciată, acest proces în general este viciat, iar acest lucru va conta atunci când Filat va ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Da, Popov a declarat că la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului va avea câștig de cauză. Avocatul lui, da. Bine, este percepția lui. Orice avocat, examinând ceea ce are materialul, da, va ajunge acolo. Justiția din Republica Moldova nu mai prezintă pentru nimeni niciun fel de încredere. Este cert, să știi, în... La niciun nivel? Da, dacă se află la nivelul podelei în ratingurile internaționale, știți foarte bine, unde ne aflăm la 144, 145. Păi da, ați avut și câștiguri. Am avut eu câștiguri, din păcate justiția în general în Republica Moldova este văzută cu scepticism de investitorii străini, oamenii pleacă de aici, foarte mult business a fost preluat prin atacuri Raider. Deci, în condițiile astea, sigur că lumea nu mai are încredere în justiție și iată, dacă vorbim de cazul Filat, au spus că vor contesta la Curtea de Apel, dar eu sunt sigur că nici apărarea și nimeni nu-și mai pune speranța că la Curtea de Apel va fi un altfel de proces decât în primă instanță. Altfel spus, avem o justiție capturată, iar aceasta poate fi scoasă din captivitate odată cu alegerea unui președinte popular, cu sprijin popular, care ar procede imediat la anumite reforme, la anumite chestiuni care ar putea scoate din captivitate instituțiile de drept și de reglementare. În ultimul timp, foarte des în spațiul public se vehiculează numele lui Serghei Iaralov. Dumneavoastră ați auzit de așa personalitate, de așa o persoană? Nu oarecare Serghei Iaralov, este individul care a executat ordinele lui Plahotniuc. Unii spun că este materia cenușie a lui Plahotniuc. Deci sunt foarte multe de ce etichete. Până acum, mă iertați că vă întrerup, da. Până acum nu s-a auzit despre acest nume, da? Dânsul figurează foarte des în diferite poze în momentul când domnul Plahotniuc era deputat. Da, el este unul dintre... Fiecare îl numește cum vrea, îl numește coordonator, altul îl numește consilier. Eu o să spun o sculă, altcineva o să o spun în mâna dreaptă, altul mâna stângă. Contează mai puțin. Este important că marele beneficiar a jafului și a multor jafuri în Republica Moldova este Plahotniuc, care are controlul asupra tuturor instituțiilor de drept și de reglementare. Iar Iaralov, Costea Botnar, Costea Țuțu, cine mai sunt acolo, că sunt mulți din ăștia, nu sunt decât niște scuri ale lui Plahotniuc. Pentru că dacă cineva vrea să... Pică, se vorbește deja în una din categoriile de presă că ar fi chiar capul tuturor ideologiilor. El a fost, de fapt, pleantul dintre Filat, Șori, Platon și așa mai departe, beneficiarul mare rămâne în Plahotniuc. Să nu ne imaginăm acum că Iaralov controla Procuratura Generală și CNI-ul, și CNA-ul, CNI-ul și așa mai departe. Plahotniuc le controlează și le controlează anume prin sculele sale, prin palelungi la Curtea Supremă de Justiție, prin micul la CSM, prin chetrarul la... De ce acum s-a scos numele ăsta? De ce până acum? În Parlament apăreau foarte des împreună. Nu, dar s-a vorbit despre asta, pur și simplu lumea nu a... Iată, este foarte important că au ieșit oamenii din sistem și vorbesc despre asta. Au vorbit politicieni
Numele Iaralov nu este pentru prima oară lansat în spațiu public. Este o mică diferență atunci când vorbesc politicieni, acum atunci când vorbesc avocații. Uh-huh. Eu am vorbit despre Iaralov și înainte, nu cu atâta insistență, pentru că v-am spus, pentru mine Iaralov este un fel de țuțu și un fel de borsetcă, nimic mai mult. Dar este important că acum au ieșit oameni din sistem. Goffman, Saga Edac, eu am speranța că o să iasă și alți oameni, pentru că este un mijloc de protecție și ăsta, pentru a nu ajunge ceea ce au ajuns alți martori în acest furt, ar fi bine să iasă, să spună lucrurilor pe nume, să nu le fie frică. Pentru că asta pare că Goffman a învățat textul și cine stă în spatele lor, se vehiculează că stă chetrarul în spatele lor. Chetrarul deja? Da. Hai să fim serioși. Eu nu vreau să mă lansez în tot felul de speculații și fac diferența între cel care spune, da, persoana celui care spune, care poate fi controversat sau poate să nu fie controversat, poate fi curat ca lacrima, dar important sunt faptele. Și iată că faptele acestor oameni sunt confirmate. Astăzi înțeleg că 90% din lista lui Sagaidac este confirmată ca fiind implicată în... Da, dar spusele lui Goffman, domnul Leancă în emisiune la noi, a declarat că acesta fiind în funcție a închis ochii asupra unor nereguli, adică este și o... Da, poate fi o problemă. De ce? Atunci, de ce domnul Leancă nu s-a sesizat atunci să ceară nu eliberarea lui din funcție, ci dacă a închis ochii, asta înseamnă crimă. L-a eliberat. Nu. Nu doar eliberarea. Să ceară anchetarea lui, dacă este adevărat ce spune domnul Leancă. De ce? Atunci, făcând auz de pârghile pe care le avea, de prerogativele pe care le avea, să se adreseze către instituțiile statului, să spună, domnule, ia, vedeți că acolo domnul Cutare sau Cutărică face ceva. Nu, eu nu vreau. Creează poporului impresia că unii oameni sunt scoși, cum s-a exprimat și cineva, de la naftalină, la momentul potrivit, pentru a denigra pe unii sau pe alții, da, care au pondere în politică. Da, cine poate face, da, cât pondere are Leancă, ca să spunem că... Dar nu asta este important. Ce poate face cel care este învinuit, pe drept, probabil, pentru semnarea acelei hotărâri secrete a guvernului. Pentru că acea hotărâre secretă este una criminală. Și acest lucru cunoaște toată lumea. Acea hotărâre secretă putea să nu aibă loc. Iată, atunci un prim-ministru liber ar fi trebuit să facă apel către națiune. Așa cum ar fi trebuit să facă președintele Timofte, pentru că el era informat. Am făcut, iată, vedeți o diferență, atunci când eu am prezentat niște documente în 2013 care dovedeau că a existat o corespondență între ministrul de finanțe și secretarul Consiliului de Securitate, domnul Barbă Neagră, parcă au fost trecute cu vederea. Acum, documentele pe care le-am prezentat eu în 2013, astăzi sunt confirmate de oamenii din sistem. Deci, oricum se creează impresia că unele lucruri, chiar dacă le-ați vorbit mai înainte, acum sunt scoase mai... Dar nu sunt scoase deloc, ele sunt repetate. Dar repetate diferența este că sunt repetate de oameni din sistem, oameni care au mânuit aceste documente. Asta este diferența. Și aceste documente trebuie astăzi să prezinte, la fel ca și atunci, să prezinte probe incriminatorii într-un dosar penal, făcut pe bune, nu mascaradă. Și credeți că vor urma, după, așa cum se spune, că vor fi următorii după domnul Filat și Ilanșor alții în liste? Credeți în asta? Că justiția va merge? Totul depinde de voința și de interesul lui Plahotniuc. Dacă va avea interesul ca unii dintre cei nominalizați de Goffman sau Sagaidac să ajungă la pușcărie, îi va duce la pușcărie pentru o mică perioadă de timp, pentru a crea impresia că iată se luptă cu corupția, pentru că trebuie depășită. Plahotniuc înțelege foarte bine. Dacă cumva pierde prezidențialele, își pierde libertatea. El asta înțelege foarte bine. Și atunci, pentru a nu-și pierde libertatea sa, o să sacrifice pe oricine. Dar absolut pe oricine. Apropo de prezidențiale, de ce credeți că PD-ul încă mai trăgănează cu prezentarea candidatului său? Orice ar prezenta ei astăzi este... Cum să spun eu? Este... S-ar duce la un minim... Adică așteaptă un ultim moment? Așteaptă un ultim moment, pentru că înțelege foarte bine că lumea va înțelege cine este candidatul PD-ului și vor veni tot felul de critici. Deci se joacă consilieri... Este mai greu să găsești un candidat după ce ți-ai bătut joc de o țară întreagă, să găsești un candidat care, reprezentându-ți gruparea ta criminală, ar putea să ia ceva în sondare. Și probabil vor miza cei de la PD și Plahotniuc personal, vor miza pe un candidat pe care vor spune că nu este al lor,
Dar, de fapt, îl vor promova prin tot felul de Se pregătește presă. Cineva pe care dumneavoastră să se zizați eu că... Eu nu vreau să trag în boi, știți cum, nu vreau să ghicesc. Este problema PD-ului să-și înainteze orice candidat. Noi înțelegem foarte bine că această grupare criminală trebuie să plece, iar odată cu ea să plece creatorii ei și să plece cei care îi sunt astăzi complici. Cei care formează astăzi o majoritate parlamentară știm cum este croită pe dosare penale fabricate sau reale, pe amenințare, pe șantaj, pe filmulețe porno. Deci această guvernare criminală, antipopulară, trebuie să plece. Și unul dintre mijloacele cu care putem să trimitem această guvernare la gunoiul istoriei este... sunt prezidențiale, este această... Credeți că un președinte care va fi ales de popor nu va fi condus de oligarhi? Absolut. Am certitudine. Păi da, ca să câștigi în prezidențiale, într-o campanie, într-un scrutin, trebuie să ai bani destui ca să te lansezi în campanie. Dar cine din partidele noastre au posibilitatea aceasta și cine își permite ca să fie mediatizat în așa măsură ca să ajungă la urechile fiecărui cetățean, atât de la sud, nord, est, vest? Păi asta este un proces destul de... Chiar și Maia Sandu a declarat într-o emisiune că bani nu prea sunt, dar ei se vor strădui să facă ceea ce au. Leancă la fel în emisiune a declarat, bani nu prea sunt. Cum să-ți promovezi o campanie în care să câștigi? Marele nostru avantaj este că noi avem credibilitate în fața oamenilor. Noi n-am fost niciodată, dacă vorbim despre platforma Demnitate și Adevăr, n-am fost niciodată la guvernare, n-am semnat acte contradictorii sau controversate, n-am mințit oamenii, nu i-am jefuit, nu le-am furat banii, dimpotrivă, am apărat banii publici, am apărat drepturile și interesele oamenilor, domnul Pavlovski pe sectorul drepturilor omului, domnul Slusar pe sectorul fermierilor, în presă alți colegi de-ai noștri. Deci, noi avem acum, marele nostru capital este voința populară, este încrederea. Mai credeți în acest capital? Da, cum să nu? Dar asta se demonstrează și în sondaje. Asta se demonstrează și atunci când... Aveți sondajele proprii? Pentru că celelalte s-a declarat că au fost organizate intenționale, unele din sondaje. Nu, ultimul sondaj a fost făcut la comanda lui Plahotniuc ca să, în primul rând, ca să dezbine... Păi credeți în aceste sondaje? Nu, eu cred în niște sondaje făcute de niște instituții credibile. Uh-huh. Spre exemplu, a fost făcut un sondaj de un institut american ARI și de un institut american NDI. Iată, la acele sondaje eu plec capul. În acele sondaje, știu... Platforma Demnitate și Adevăr este la un loc de cinste. În Chișinău, personal, am depășit pe Dodon, Maia Sandu sau Usatăi. Vedeți sondajul ARI-ului. Iar ceea ce produce la conveier Plahotniuc, în fiecare zi poate să-și facă vreun sondaj și să le publice pe media holding-ului lui și tot să spun, Năstase se prăbușește, iar odată cu el platforma. Dar... cum credeți? Câte persoane vor fi înaintate în calitate de candidat? Se va ajunge iarăși la liste interminabile sau vor fi de data aceasta un număr mai redus? Pentru că poporul, până la urmă, când intră un cetățean în cabina de vot și vede o listă de dita mai jumătate de metru, da, suntem într-o situație, sigur, dacă am fi într-o democrație reală, dacă am fi într-o situație civilizată, ca în orice stat, fiecare partid ar trebui să-și înainteze un candidat, să se bată pentru candidatul său prin programele pe care le prezintă, prin platformele pe care le discută. Astăzi noi suntem într-o situație mult mai dificilă și în mare parte depinde de maturitatea așa zișilor lideri politici, de înțelepciunea lor, de capacitatea de a înțelege că în fața unui dușman comun, nu este unica șansă, este să faci corp comun, să te unești, să-ți consolidezi forțele cu cei care gândesc aproximativ ca tine, care au aceleași deziderate, care au în programele lor reforma, anchetarea furtului miliardului, stabilirea unor... În așa situație, până a declara Maia Sandu că este candidat pentru prezidențiale, se discuta că până la urmă, dreapta discută, duce niște dialoguri. De ce nu a ajuns la un numitor comun dreapta? Dar noi suntem în continuare în discuții. Platforma Demnitate și Adevăr și știți foarte bine, ideea unui candidat unic a fost lansată de mine personal la câteva ore de la modificarea Constituției prin acea hotărâre neconstituțională. Platforma insistă și în continuare pentru că atunci când a fost creată ca și platformă civică, a militat pentru un lucru
elementar, consolidarea societății civile, indiferent de opțiunile politice și geopolitice de moment. Va continua și în acest sens, chiar dacă fiecare dintre partidele, vorbiți dumneavoastră, vorbiți acum de dreapta, de Maia Sandu și de Iurei Leancă, care și-au lansat candidatura și este un lucru până la urmă normal și Platforma de Unitate și Adevăr și-a lansat la candidatura, dar eu personal am luat-o ca pe un mandat pentru a discuta cu toate forțele reformatoare, pro-Moldova, pentru a găsi numitorul comun, pentru a găsi, de ce nu, un candidat comun extra partinic. Ați fost chiar gata să cedați în cazul în care îl găsați da. Un om da, potrivit? Sigur că da. În interesul țării trebuie să cedezi și trebuie să depășești orgoliile personale și chiar interesul partinic. Și avem, am avut această disponibilitate și mai avem. Cei doi au rămas cu orgoliu, da? Dacă au mers. Nu, dar eu am spus, noi suntem în continuare într-un fel de discuții în acest format. Platforma de Unitate și Adevăr a făcut apel către toate forțele, și de dreapta și de stânga, pentru că am considerat că este absolut anormal ca acum să ne preocupe geopolitica sau retorica geopolitică. Am spus, noi trebuie acum să ne preocupăm de reformă și de salvarea țării, de scoaterea acestui stat din captivitatea unor oligarhi criminali care și-au transformat, au transformat țara noastră într-o feudă, și, iar pe noi în niște robi. Iată, în mod... Ce va putea întreprinde un președinte într-o, în condițiile unei republici parlamentare? Da, pentru că toți cred în această ipoteză că dacă alegem președintele țării, va fi mai bine. Cui va fi mai bine și în ce măsură acest președinte va putea să pârghiile să le aibă... În primul rând, un președinte ales de popor va fi a poporului și nu va mai fi a băieților, cum era până acum, știți? Timofti, când vinea la serviciu, spunea, domnule, ce am mai spus băieții, referindu-se la cei doi bandiți și la complicile lor Ghimbu. Un președinte al poporului, haideți să vă dau, pentru că are un șir de prerogative, are un șir de posibilități, pârghii, dar să vă dau numai un exemplu, dacă, da? Sau două. Nu, că poate este prea mărit rolul și până la urmă el nu va putea să facă multe. Sigur că da, multe. Forța mare într-o societate și într-un stat aparține Parlamentului. Acolo există forță legislativă, există... Suntem Republică Parlamentară. Acum nu mai suntem parlamentari, acum suntem semi-prezidențial sau semi-parlamentară, depinde cum tratez lucrurile, dar vă dau un simplu exemplu. Ce aș face eu dacă aș fi astăzi președinte? Haideți să facem ipotetic chestia asta, pentru că nu pot să răspund. Nu ia mult timp, că trebuie să intrăm în publicitate. Spuneți nu ia, nu ia prea mult timp. În momentul în care în Parlamentul Republicii Moldova, pe data de 8 iunie, a parvenit o lege, o lege strâmbă, o lege criminală, depunerea a miliardelor furate de Plahotniuc, Filat, Ghimbu, Șor și alții, pe umerii cetățenilor, un președinte ar fi trebuit să reacționeze. Imediat ar fi trebuit să reacționeze. Cel care va veni va reacționa. Inclusiv, atenție, pe baza unor materiale parvenite de la Centrul Național Anticorupție, care constată că această lege este una criminală. Ei, președintele nostru a ales să tacă. Ce poate face un președinte? Poate declanșa în condițiile în care Parlamentul este antipopular și noi cunoaștem că nu are sprijin popular decât în proporție de 7-8%, să vină cu, să declanșeze un referendum. Așa cum s-a întâmplat, spre exemplu, în Islanda. Oameni buni, ce facem noi? Plătim noi miliardele sau totuși hoții trebuie să le plătească? Ar fi putut o face, ar fi putut-o. Și ca să închei chestiunea cu referendumul, președintele Timofti, eu aș face-o. Dacă n-a făcut-o, el când voi ajunge, eu îi voi face. Cele 400.000 de semnături pe care un ciocan de la CEC și un poale lungi de la Curtea Supremă de Justiție le-a aruncat la coșul de gunoi al oligarhiei, trebuie valorificate și un președinte era capabil și era obligat să le valorifice, să declanșeze un referendum cu privire la modificarea civilizată, constituțională, legală a Constituției Republicii Moldova. Am înțeles, facem o pauză. Domnilor și domnilor, publicitate. Domnilor și domnilor, am revenit în studioul emisiunii Important. Vă reamintesc că invitatul din această seară este Andrei Năstase, membru fondator și lider al Platformei Civice Demnitate și Adevăr și președintele Partidului Politic Platformă Demnitate și Adevăr. Continuăm, domnul Năstase, ați ajuns la un punct fierbinte în discuția despre rolul președintelui în țara noastră. Și vreau să vă zic că
poporul chiar crede în aceasta și este destul de așa de aprig pornit ca să voteze și să meargă și să facă acest președinte al țării atotputernic. Dar este adevărat sau nu, vom vedea. Sigur că da. Contează foarte mult și de personalitatea acelui președinte, pentru că nu-i tot una. Și de forțele care vor fi în spate. Forțele care vor fi în spatele unui președinte nu pot fi alte forțe decât poporul. Și sigur, niște consilieri cum se cade, niște consilieri care au demonstrat în viață ceva, care au demonstrat că sunt pe aceeași parte a baricadei cu președintele și niște oameni dedicați propriul lor popor. Mă întrebați dumneavoastră ce ar putea să facă un președinte. Eu am încercat să vă dau cele mai simple lucruri. Uh-huh. Da, v-am dat dreptul președintelui de a declanșa un referendum. Sau dreptul președintelui de a nu promulga o lege. Iată, legea pe care încearcă astăzi guvernul Filip să o urgenteze în Parlamentul Republicii Moldova și să o adopte în regim de urgență, președintele are la îndemână posibilitatea să nu o promulge. Graba aceasta, am spus la începutul emisiunii, graba aceasta de a adopta această lege este destinată instituțiilor internaționale creditoare. În momentul în care Plahotniuc va înțelege că aceste instituții nu sunt satisfăcute de această lege, s-ar putea el să vină călare pe cal alb și să spună, domnule, gata, nu mai adoptăm această lege. De la el te poți aștepta orice. Dar revenind la prerogativele președintelui, președintele are dreptul să suspende orice act administrativ, orice act normativ până la declararea lui constituțională sau neconstituțională de către Curtea Constituțională. Un element. Dar să vă dau un exemplu foarte, foarte simplu. Ce a făcut președintele Nigeriei în momentul în care a constatat că oligarhii lor au furat miliarde de dolari? A făcut niște scrisorele. 9 la număr, din câte am citit în presă, poate s-au mai adăugat vreuna. Și, iată, până la urmă au recuperat, într-o perioadă relativ scurtă, au recuperat 9 miliarde de dolari. Am făcut aceeași solicitare președintelui Timofti. Da, este una reușită din toate punctele de vedere. Și acolo s-a furat și aici s-a furat. Din păcate, solicitarea mea adresată lui Timofti și lui Streleț pe data de 14 octombrie a rămas fără răspuns. Din acea perioadă și până în prezent, Nigeria a recuperat 9 miliarde de dolari din offshore-urile lumii, apelând la instituțiile internaționale de investigație, la șefii Statelor Unite, a statelor europene. Dacă ar fi făcut același lucru, Timofti, iar la acea perioadă Streleț, iar după asta Filip, da? Sigur că s-ar fi putut recupera acel miliard. Nu s-a vrut. De ce nu s-a vrut? Este o chestiune de care se va ocupa un procuror general liber de orice control politic și mafiotic. Deveniți președinte. Va trebui să aveți o transparență în activitate, în viața personală, în mai multe. Acum sunteți învinuit foarte des de un număr anumit de presă sau de televiziuni, despre faptul că sunteți milionar, că aveți mașini de lux și că, din cât îmi dau eu seama, după o perioadă atât de lungă de avocatură, este posibil în țara noastră să te faci cu bani mulți sau nu este posibil? Întâi de toate, când dumneavoastră spuneți că cineva vorbește, trebuie să știm cine vorbește. Vorbește holdingul mediatic aparținând lui Plahotniuc și care este întreținut din furtul de miliarde. Când vorbim despre dovezi și când dumneavoastră vorbiți despre așa zisele dovezi, iată, eu în momentul în care o să vă întreb acum, dar ce ați reținut dumneavoastră din acele informații? O să rețineți că eu în viața mea am acumulat un capital. Nimeni nu vorbește asta de... Asta reține apropo toată lumea, da. Și că eu acel capital l-am gestionat așa cum am vrut eu. Mi-am făcut o casă, mi-am construit o casă după ce... Toți avocații au case frumoase. E adevărat. Mi-au trimis cineva, cum se află la noi, și mi-au trimis fotografii cu casele din Corjeuți. Pentru că oamenii din Corjeuți sunt foarte mult la mine, mi-au trimis mesaje, voi merge și eu acolo. Foarte mulți dintre ei sunt în Franța, în diaspora franceză, la care eu am fost anul trecut, prin iunie, parcă. Mi-a trimis o casă, spus, domnule, arătați-ne și casele noastre să vadă cât sunt de frumoase. Nu, dar holdingul lui Plahotniuc o să vorbească neapărat că eu mi-am făcut niște bani. Numai că nu o să vorbească niciodată cum i-am făcut. Doar eu n-am lucrat la stat,
Eu am lucrat în mediul privat. 12 ani de zile înainte de a-mi construi o casă, eu am stat într-un cămin insalubru. Despre asta la holdingul Plahotniuc nu o să spună. Doamna Răducan, eu sunt responsabil de tot ce am făcut în viața mea. Adică veți fi transparent absolut, în momentul în care... Absolut. Și eu am fost gata transparent. Să ripostați în... Dimpotrivă. În momentul în care am mers în politică și dacă îmi găsiți încă un politician de ăsta, vă rog să mi-l arătați, eu nu l-am găsit, în momentul în care am decis să ies de pe palier civic și să intru pe palier politic, am făcut apel către presa liberă să îmi verifice toate averele, să îmi verifice modul în care le-am acumulat și să-l facă transparent. Au reacționat cei de la ziarul de gardă, parcă, da? Uh-huh. Ziarul de gardă sau, da, sau în Teșcoru, ziarul de gardă, au prezentat și acolo unii n-au găsit un teren pe care eu l-am cumpărat, l-am oferit eu, am spus, uitați-vă că mai am și aici, mai am terenul și la mine la țară, terenul, cotele din colhoz ale mamei și a bunelului meu, mi-au fost date mie pentru că sunt mezinul casei sau mezinul familiei. Acum, acele terenuri sunt arătate, sau niște contracte de donație care spun că arată contractul de donație, dar dincoace spune că eu mi-am cumpărat pe banii furați de la BEM, culmea, mi-am cumpărat cotele din colhoza mamei și a bunelului meu și chiar terenul adiacent casei mele părintești. Sunt ridicoli. Ei, ca să înțeleagă toată lumea, mizează pe ideea că în Republica Moldova trăiește foarte multă lume dezinformată. Exact. Ne consideră pe toți niște oi, o turmă. Scuzați-mă că eu folosesc. Suntem dezinformații, este adevărat. Da, ei ne consideră o turmă și ne tratează ca atare. O întrebare doar. Dumneavoastră sunteți jurnalistă și spuneți-mi, vă rog, atunci când faci o afirmație despre un om, nu-i bine să iei replica? Desigur, este o lege. S-a vorbit în studiourile lui Plahotniuc. Ce vreți? Am aflat despre mine lucruri pe care... Nu ați fost sunat ca să... Niciodată. Odată m-au sunat și m-au întrebat, ai o casă pe drumul Schinoasei? Și am spus, domnule, nu am o casă pe drumul Schinoasei. Casa mea se află în altă parte. Bine. Vă rog să veniți la mine acasă. Nu, ei au venit acasă și atunci întrebarea mea este, bine că am ajuns la tema aceasta, cum de ați... Aici vă întreb deja și eu ca fiică, în calitate de fiică. Da, da, cum da. De ați permis să ajungă mama dumneavoastră să fie atât de stresată, atât de... Eu nu mi-am imaginat, după ce am privit câteva, ce trebuia să simtă această femeie și cum trebuia să treacă peste tot acest coșmar. Trebuia să preveniți niște reacții de genul ăsta murdar. Eu am să vă spun acum ce și n-am spus. Trebuia să preîntâmpinați. Pentru mine, ca fiică, a fost groaznic starea aceasta. Da, cred că a fost groaznic pentru întreaga societate, pentru că... Păi, dar responsabilitatea vă aparține ambilor. Sunteți doi frați care nu ați păstrat o distanță. Vreau să vă dezamăgesc puțin, dacă pot spune așa. S-a întâmplat într-o luni dimineață, când noi anunțasem o conferință de presă despre dezvăluire în Piața Mare a Adunării Naționale și acei mercenari al lui Plahotniuc, au mers la mama mea acasă. Într-o luni dimineață, știind foarte bine că va veni un telefon de acolo, mă vor scoate din sărite și eu va trebui să reacționez. Bine, sigur că da. Și scopul a fost dezinformarea. Vreau să vă spun că în duminica, înainte de acel luni, eu am fost acasă împreună cu colegul meu, Alexandru Slusar, și cu o colegă, Aliona Mandati. Am stat cu mama mea de vorbă, am avut o discuție foarte frumoasă, dar eu nu-mi pregătesc mama pentru anumite evenimente. Noi suntem niște oameni sinceri, noi suntem niște oameni, niște creștini. Mama mea este este un creștin desăvârșit, dacă pot spune așa. Nu mi-am pus problema, domnule, vor veni, nu vor veni. Fiecare își trăiește viața, am asigurat-o pe mama mea care era îngrijorată de cine se întâmplă nouă, am asigurat-o că suntem bine, că totul va fi bine. Da, iată, imaginați-vă, exact așa s-a întâmplat. Și când am văzut acea mizerie, și când am sunat-o, spune, domnule, mi-era rău. Mama mea se trezește dimineața de vreme, dar în acea dimineață chiar se simțea rău. Le-a spus, domnule, lăsați-mă în pace, nu mă simt bine, nu mă terorizați. Nu, băgau camera printre poartă. Era un dezastru. Așa li se poate întâmpla oricui, oricărei mame. Dar să ajungi să spui că eu îmi bat joc de mama mea, că nu am grijă de ea. Mama mea care m-a crescut de la 2 ani de zile, fiindu-mi și mamă și tată. Imaginați-vă că eu pot să-mi permit să
Bine, eu cred că e un subiect care nu merită atenție. Oricum, în înainte de a intra în jocul acesta, v-ați gândit că aveți un loc vulnerabil sau că ați putea să fiți într-o măsură oarecare denigrat și probabil trebuia să calculați pașii aceștia? Nu m-am gândit niciodată, că există cineva pe lume care poate cădea atât de jos. Atât de jos și de jos. Eu vorbesc acum despre altceva, vorbesc de moralitate, nu vorbesc de lege. Pentru că există criminali și criminali. Eu nu m-am gândit niciodată. Aici l-am subapreciat pe Plahotniuc. Această canalie, n-am știut că poate fi atât de josnic să-mi atace mama. Și i-am spus, să mai apropie odată, o să o încasez. O întrebare de altă ordin. Pe timpuri, în 2008, familia Țopa lucra la Plahotniuc. Ce făcea? Lucra. Hai să fim serioși, Margarita, nu sunteți informată. Nu. De ce? Cam lucrat și... Familia Țopa, care familia Țopa, că e vorba de Victor și Viorel Țopa? În primul rând nu sunt o familie, sunt doi oameni diferiți. Din partea lui... N-au lucrat niciodată. Plahotniuc, Plahotniuc nu este... Cumnatul? Fratele cumnatul făceau emisiuni, fratele lui cumnatului. Din câte știu eu, Victor Țopa și Virel Țopa au fost coacționari cu Plahotniuc la o bancă. Au fost așa cum, iată, o bancă poate avea sute de acționari. Așa s-au aflat ei la o bancă. Într-o bună zi... De ce, pe urmă, s-au certat? Dar nu s-au certat, unul i-a furat pe ceilalți. Plahotniuc a decis, având la îndemână justiția, și cunoașteți și dumneavoastră foarte bine, din spatele lui Voronin, controla justiția Plahotniuc, nu controla Voronin. Se spunea că controlează Oleg Voronin, dar el, de fapt, o controla Plahotniuc. Având justiția la îndemână, într-o noapte, cu 5 dosare trase la Indigo, da? Cu niște copii, exact așa cum s-au făcut spălările de bani, atacurile, raide și așa mai departe, le-au furat proprietatea. Iată, de fapt, ce s-a întâmplat, așa că nu trebuie să încurcăm lucrurile. Deci, în momentul de față, când se vorbește de Țopa, lumea trebuie să înțeleagă foarte clar. Victor Țopa și Viorel Țopa sunt victimele unor atacuri Raider ale lui Plahotniuc, prin care Plahotniuc inițial le-a furat lor 18% de la Banca de Economii, apoi a mai furat 20% de la din cota statului, știți cum s-au produs evenimentele, iar apoi, împreună cu alte acțiuni a unor minoritari, a constituit o majoritate și a dat marea lovitură, a furat miliardul. Iată, în minim, eu vorbeam un pic altfel despre Virgiliu Țopa și despre Paviliu, parmise, cumnatul. Bine. Cred că Republica asta, totuși, are probleme foarte importante pe care noi le ducem cumva în derizoriu. Ea este furată zilnic. Oamenii ăștia, de toți care ați vorbit dumneavoastră, nu sunt în țară. De 6 ani de zile ei nu sunt în țară. Miliardele de care vorbim noi s-au furat exact în perioada asta. Spălările de miliarde, de 20 de miliarde, s-au produs exact în perioada când oamenii ăștia erau în străinătate, trăiau acolo, își creșteau familiile, copiii, făceau afaceri cu nemți, cu englezi, cu toată lumea. Iată, atunci când ei își văd de viața lor, în Republica asta se fură. Și cel care fură, dă vina pe niște oameni care de 6 ani de zile nu sunt aici, iar din 2003 nu mai au absolut nimic cu politicul. Și în fiecare zi la holdingul lui Plahotniuc sunt umiți oligarhi. Toată lumea trebuie să știe ce înseamnă oligarh. Cel care deține în același timp și puterea politică și puterea economică. Un pic s-a preamărit. Deci oligarhi, noțiune de oligarh. Apoi fugari. Care fugari, domnule? Stau la adăpost. Oligarh? Bine, ce înseamnă oligarh? Oligarh? Dați-mi definiție. Da, ca să fim simpli, este, dacă vorbim de un individ, vorbim despre cel care deține în același timp și puterea politică și puterea economică și o folosește în interesele proprii. E simplu de tot. La noi un pic altfel se subînțelege în popor. Oligarh este acel politician bogat care își permite orice și care ne fură din buzunar. Am înțeles. Vă întreb. Sunt Victor și Viorel Țopa oligarhi? Spuneți-mi dumneavoastră ca așa jurnalist. Oamenii fac politică, nu. Au business aici, îl gestionează. Au business-ul, Jurnal TV. Și eu vă spun, merg în teritoriu și mă întâlnesc cu oamenii și am o deosebită plăcere. Chiar mă simt bine. Îi spun, domnule, dacă nu era și jurnalul, eram terminat de mult. Era de mult întuneric. Aici,
Iată care este reacția oamenilor adevărați. Nu a cei care stau și nu-și mai scot ochii din televizoarele, că sunt multe ale lui Plahotniuc. Trecem la activitatea platformei civice. Explicați-mi, vă rog frumos, mie și telespectatorilor, ce are domnul Mocanu cu frații Țopa și cu dumneavoastră, cu frații Năstase, mă scuzați că aici am, și cu toate acțiunile platformei. Care Mocanu? Care a fost consilierul Voronin? Nu știu, dumneavoastră să spuneți. De ce este atât de supărat și da, de ce atât de des vă... Întrebați-l pe Mocanu dacă și-a schimbat activitatea. Eu cred că... Inițial ați mers... Până la urmă mergeați și la un post de televiziune lucrează și... Care e problema? Păi, dar eu mă întâlnesc la postul de televiziune și cu Dodon, mă întâlnesc la postul de televiziune cu Stepaniuc. Într-o perioadă de timp vă sfătuiați, aveți dialoguri, dar după o perioadă nu mai ascultați sfaturile pe care... Hai să fim serioși. N-am ajuns niciodată la sfaturile consilierului Voroni și acum nu știu a cui consilier. Eu vă rog frumos, haideți să discutăm lucruri importante și nu inepțiile și frustrările unor foști consilieri de-a lui Voronin pe timpuri de-a lui de altora, Sneguri și așa mai departe. Eu vă rog, mai repet, ar fi, nu m-ar înțelege oamenii din platformă, ar spune, domnule, hai că chiar nu oricum este... Oricum este supărat pe unele decizii pe care le luați și dar este problema am menționat lui, deseori dar, că știți partidul este, știți nu era, este nu era bine să formați pe platforma civică un partid. Asta dar care-i treaba lui Mocanu? Când niște zeci de mii de oameni în stradă votează crearea unui partid, a unei alternative politice viabile, acestei guvernări și întregii clase politice, mai contează opinia unui consilier al lui Voronin? Pentru mine nu. Pentru mine contează voința populară. Și această voință populară va fi manifestată la următorul scrutin. Iată atunci, Mocanu trebuie să iasă în scrutin și să se candideze. Dar nu să linșeze oamenii. Pentru că doar asta poate. Eu vreau să văd un program economic, să văd un program de guvernare și nu numai lui. De ce vorbesc despre că apare în presă, apare și tot face o imagine negativă, doar atât. Fiecare bilă neagră apărută oriunde în... V-am spus, trebuie să ținem cont de persoana și când vorbim de spațiu public, când vorbim de publice, trebuie să ținem cont de persoana celui care vorbește. Ce pot eu să fac? În momentul de față nu știu cui slujește Mocanu. Nu știu și nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca platforma de demnitate și adevăr să dăinuie, pentru că este o platformă populară. Pe această platformă, noi am reușit, cei din platforma de demnitate și adevăr, am reușit să consolidăm în jurul unei idei. Nu să dezbinăm ca și Mocanu în jurul unei persoane, a persoanei sale. Să consolidăm societatea. Pe această platformă au aderat segmente sociale importante. Pensionarii, reprezentanți de domnul Victor Leancă, au aderat fermierii, reprezentați bine, frumos, de către domnul Slusar, au aderat și alte segmente. Sunt oameni de mare, mare calitate. Astfel încât nu mă interesează comentariile și inerțiile unor... Să le fie clar telespectatorilor? Nu, este clar, îi mulțumesc pentru întrebare, pentru că multă lume va crede, domnule, dar chiar este adevărat ce spune asta. Păi, ce să-i faci? Slugoi? O să găsiți peste tot. De ce acest individ nu... A pus și el umărul la mișcarea de populară. Probabil nu i-ați acceptat niște propuneri pe care... Dar eu nu am nicio obligație față de nimeni. Noi discutăm în mod normal. Am venit înainte de a forma platforma politică. Prin iunie s-a întâmplat 2015. Am adunat vreo 8 partide la o masă. Au început între ei să scuipa. Primul dintre ei care a dat cu copita a fost Mocanu. Iată, de fapt, vă spun... Ceea ce am reușit cei din platforma Demnitate și Adevăr este să consolidăm societatea în jurul unei idei sfinte, de scoatere a țării din captivitatea oligarhiei criminale. Ceea ce n-au reușit alții. Vis-a-vis de această idee, la primele întruniri pe care le-ați avut în Piața Mare a Adunării Naționale, chiar scena era uneori plasată și lângă Arcul de Triumf câteodată. Da, s-a întâmplat. Pentru că nu vă dădeau voie să folosiți scena. Și aici tot este o chestie. Până la un moment, exact ca și cazul Mocanu. Asta a fost în favoarea dumneavoastră. Pentru că oamenii înțelegeau altfel și ați fost atunci victimizați și era în favoarea. Nu, dar acum haideți să facem o paralelă. Exact așa a procedat și Ghimb. Iată, până la 7 iunie, parcă, Mocanu vinea în piață și așa mai departe. După 7 iunie, n-a mai venit, s-a supărat ciobanul pe civilizație și a început a da în noi. Ghimb, până la data de 3 mai, a venit. Chirtoacă și-a luat selfie în piață. Făcea pe... Iar pe 7 iunie,
Atunci când cu două zile înainte Ghimpu s-a întâlnit cu Plahotniuc, au început animozitățile. Ei au venit să danseze Tânănica în Piața Mare a Adunării Naționale, în timp ce noi strigam miliarde înapoi. Poate vineau să se informeze, poate vineau să se afle mai din adâncuri ce se întâmplă. Din păcate, se întâmplă, de, se întâmplă nu de oameni grave. Care fac parte din alte partide sau fac parte din alte opinii sau promovează alte opinii. Vorbesc de persoanele care apăreau pe scena dumneavoastră și la un moment dat au dispărut. De exemplu, Angela Ramă este alături de noi, se află în momentul de față alături de fiica ei la București, din câte știu eu, dar ea este prezentă pe Facebook, de fiecare dată când vine încoace discutăm. Dar era mai activă pe scenă. Păi stați puțin, dacă se află la București, noi să vedeți să facă o scenă la București. Nu, este alături de noi. Nimeni n-a plecat și nimeni n-a... Ana Ursache? Tot apărea pe scenă cu discursuri acum? Ana Ursache este una dintre activiștii civici cei mai vocali, să spun așa. Dar de ce sunt într-un fel în spate? Pentru că în momentul de față nu sunt... Păi ea acum se preocupă de clienții săi. Ea a rămas avocat, își face meserie de avocat. Dați-mi un alt exemplu. Mai erau oameni, acum nu-mi vine să, nu, să deci, vă zic. Nu, să nu exagerăm. Faptul că în spațiul public apar mai rar și mai rar, păi, o parte s-au dedicat politicului și atunci trebuie să fie mai vizibili, o parte au rămas pe palierul civic și își fac datorie acolo unde sunt ei. Atunci eu vă întreb, în cazul în care acești oameni vă ofereau o imagine mai proastă sau nu numai decât aceste două persoane, nu ați primit sfaturi că ar fi trebuit să selectați sau să îi puneți în spate? Niciodată. Nu? Dar de ce credeți că Angela Ramă și Ana Ursache ne-ar fi făcut imagine proastă? Nu, sunt oameni care au luptat pentru dezideratele noastre comune și chiar nu găsesc niciun motiv ca să ne detașăm sau să... Nu, sunt niște oameni care au fost de la începuturi cu noi și rămân alături de noi. Prin activitățile lor, prin faptele lor, demonstrează că sunt niște oameni necesari. Acum, după ce a trecut o perioadă destul de lungă, când nu mai organizați proteste și nu mai ieșiți cu lozinci așa, pe care le spuneați foarte des, nu simțiți responsabilitatea față de popor la aspectul că mișcarea protestatară a fost compromisă într-un fel? Dar cum să fie compromisă? Dacă nu o să mai iasă nimeni să vă susțină acum? Dar de ce n-ar ieși? Dar problema e că nu trebuie să iasă să ne susțină pe noi. Din păcate... Sunteți gata să mai adunați în Piața Mare Adunări Naționale 10.000 de... Nu, eu merg pe alt principiu, doamna Răducan. Eu nu adun oamenii. Nu, să vină după ideea. Da, iată, eu m-aș bucura dacă în momentul de față societatea civilă ar prelua inițiativa unor proteste, m-aș bucura foarte mult. Și-ar organiza în Piața Mare a Adunării Naționale un protest de mare amploare, cu implicarea tuturor forțelor anti-oligarhice, pro-reformă, pro-Moldova, a unei mari acțiuni de protest legată de această lege a furtului miliardului. Dar nu se mai creadă nimeni în timpul apropiat, în nicio forță. De ce să nu creadă? Dar nu este nevoie să creadă, stați puțin, nu este nevoie. Un protest se face nu în sprijinul cuiva sau a ceva, se face un protest împotriva a ceva. Nu, ați fost cu adevărat un lider și știu eu, chiar și din localitatea de unde sunt părinții mei sau de unde mai mergeam eu în vizită la prieteni, că oamenii dimineața se trezeau și ziceau, eu îmi las vaca, n-o mulg, astăzi merg pentru că duminica este protest. Exact, și dacă va fi să mai facem un protest. Va fi să mai facem, doamna Răducan, dacă va fi să mai facem un protest, dar la un anumit moment, după data de 24 aprilie, o anumită parte a societății civile ne-a reproșat că, iată, acest protest trebuia să fie făcut de societatea civilă. La două săptămâni distanță, eu am făcut un apel către întreaga societate civilă și am spus, domnilor, ca să nu iasă că politizăm totuși protestul, vă îndemn să o faceți. Să o facă Mocanu. Să facă un mare protest, Mocanu. Să facă un mare protest oricine. Eu voi participa la protest. Dacă este antifurt, dacă este pentru anchetarea și tragerea de răspundere a hoților, dacă este pentru scoaterea din captivitate a justiției și a media, eu voi fi alături de cel care va protesta. Deci, ideea și scopul au fost destul de nobile pentru țară și pentru popor. Și rămân. Dar la un moment dat am impresia că v-ați lăsat dus de val și nu ați știut cum să ieșiți din niște situații și ați... Dar unde am fost eu dus de val? Eu am rămas în permanență pe baricadă. Vi s-a incriminat că ați...
Uneori ați trădat, uneori pe cine nu, am trădat, doamnă? Poporul. În momentul în care s-a mers pe platforma Acțiune Civică, după care ați creat în baza ei partid politic. Dar cine a decis acest lucru? Nu s-a decis acest lucru în piață, doamnă. Dar dumneavoastră v-ați uitat la sondaje. Oamenii spuneau, domnule, pentru oamenii cine... Oamenii vineau cu această propunere. Dar sigur că da. Nu ați luat-o voie în... Ca sigur că nu. Doamna Răducan, dacă dumneavoastră veți duce în internet și veți vedea că noi înainte de asta am mers prin toate, aproape toate raioanele țării. Da, pentru că ați avut ca scop acumularea semnăturilor pentru... Nu, 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 asta se întâmpla mai înainte. Acumularea a venit mai târziu. A venit mai târziu. Un pic mai târziu, da, un pic. După 4 octombrie s-a decis acumularea semnăturilor. Dar până atunci noi mergeam să deșteptăm societatea. Și ne-a reușit. Și iată când am ajuns la data de 6 septembrie. Am să fiu succint aici. Pe data de 6 septembrie, când 100.000 de oameni au ieșit în stradă și au cerut guvernării lucruri sociale sau chestiuni de ordin social, anticorupție, și această guvernare le-a întors spatele, la o săptămână distanță, tot în Piața Mare a Adunării Naționale, oamenii spuneau, domnilor, faceți o alternativă politică, faceți un partid politic. De ce au cerut așa ceva oamenii? Pentru că nu mai aveau încredere nici în clasa politică actuală, da, dacă vorbim de cei care sunt prezenți în Parlament, guvernare sau așa zis, opoziție, dar nici cei care prezentau partidele extraparlamentare minuscule. Iată de ce s-a decis crearea acestei alternative politice. Trebuie să înțelegem foarte clar. Dacă mergem pe învinuirile aduse de Plahotniuc, Plahotniuc a vrut ca noi să stăm în piață tot timpul și tot să strigăm, Plahotniuc nu uita, vrem papuși din chelea ta. Și el stătea la geamuri și uita, da băie, strigați, lăsați că eu am, voi rămâneți palier civic, voi toți strigați, iar eu voi avea puterea, voi avea toate instituțiile și vă voi fura și pe voi și pe toți oamenii care au rămas acasă, pe care voi îi reprezentați aici în piață, îi voi fura în continuare cum i-am furat din 2005 încoace. Dacă declarați peste 2 săptămâni sau 3 săptămâni o altă ședință a platformei civice în Piața Mare a Adunării Naționale, o altă, să zic așa cum vine. Credeți că vor ieși la fel de mulți? Nu pot să chemi oamenii de dragul chematului. Nu. Am cerut, iată, ultima noastră solicitare către societatea civilă în general sau către societatea noastră, a fost să ne consolidăm în jurul ideii de a nu admite punerea pe umerii cetățenilor a miliardului furat. Este acum de datoria tuturor forțelor sănătoase din societate să ia contact, să verificăm când este data când această lege va fi pusă pe ordinea de zi în Parlamentul Republicii Moldova și de ce nu să organizăm un mare protest. Iar acest protest nu trebuie să fie a platformei DA sau a mea, al meu sau al dumneavoastră. Acest protest trebuie să fie al întregii societăți. În Islanda nu a existat cineva anume care a organizat oamenii. Au ieșit oamenii în stradă mânați de, cum să spun eu, revolta față de guvernarea hoață. În România, în cazul colectiv, nu a existat un partid care să scoată oamenii, da, în stradă. Deci oamenii trebuie să se mobilizeze. Astea sunt... Iată ce facem noi în momentul de față când mergem în teritoriu, discutăm cu oamenii și încercăm să-i determinăm la mai multă unitate, la mai multă consolidare împotriva regimului criminal. Oricum, au reușit să vă lovească în așa fel ca să demonstreze oamenilor că sunteți vulnerabili și că... Sigur că da, dar ce rămâne unui criminal decât să supere procuror? Vreau să comentați, pentru că nu ne rămâne așa de mult timp, și vreau să vă adresez toate întrebările pe care mi le-am schițat aici. Într-o emisiune, Valeriu Poia a menționat că domnul Pavlovski ar fi nemulțumit de unele decizii care se iau în partid, însă nu poate rezista presiunilor din partea colegilor și se conformează. Ați văzut reacția domnului Pavlovski? Cum se iau deciziile la dumneavoastră? În mod colectiv, se discută, se iau decizii colective, se discută, uneori aprins, dar să iau decizii în baza unui vot, adică unei majorități, sigur că da. Dar dumneavoastră mă întrebați pe mine, dar domnul Pavlovski a răspuns foarte bine. Și acum iarăși ne ducem la persoană. Cine e acest Poia? Cel care a ajuns să-și șantajeze nevasta cu niște porcărioare, cel care pretinde că a fost ambasadorul Belarusului în Moldova și n-a fost. Doamna Margareta Răducan, dumneavoastră sunteți un jurnalist foarte, foarte serios.
apelați la lucruri importante. Vedeți ce a spus Păsescu, spre exemplu, despre platformă. Vedeți ce a spus, nu știu, ce a spus oameni de valoare. Dar nu vă duceți la anulități din asta. Nu, vreau să comentați o informație care a ajuns în public și... Iată, ne ocupăm toată emisiunea de... Nu, trebuie să... Iată, m-aș bucura dacă m-ați întrebat ce am făcut la Berlin. Nu, vroiam să... O să ajungem și acolo, da. Vroiam să vă întreb, da. Am vorbit la Berlin cu oameni de mare, mare calitate, de la cancelare, de la Ministerul de Externe. Patru zile, cred. Uh-huh. 4 zile, dar au fost foarte fructuoase. Am avut niște întâlniri foarte, foarte bune. Preocuparea mea de bază a fost să sensibilizez Germania, Berlinul sau oamenii de acolo, să-i sensibilizez cu privire la dezmățul care se desfășoară în Republica Moldova, cred că da, cu privire la arestarea arbitrară a unor protestatari. A fost mai mulți. A fost Abraham Knut, a fost Bertl Wenger, a fost domnul Knut, am spus parcă, da? Da. Domnul Grund, m-am văzut cu șeful forumului Moldo-German, deci au fost oameni de bună calitate de acolo, care au înțeles ce se întâmplă. Pe de o parte, guvernarea mimează reforme și prezintă pe hârtiuță, iată, am făcut și asta, am făcut și asta, în realitate nu se întâmplă nimic. Am vorbit despre perspectivele platformei de unitate și adevăr, despre acel 5D, iată, o mică coincidență, știți, Germania se scrie Deutsch, se scrie prescurtat D. Și atunci noi am vorbit despre planurile noastre de deofșorizarea economiei naționale, de detenebrizarea economiei, descentralizarea ei, demonopolizare, deofșorizare. Iată, realizarea acestui 5D ar conduce la bunăstare în Republica Moldova și la atragerea sau crearea unui climat investițional propice pentru investițiile străine. A fost o deplasare foarte bună și nu numai la Berlin și la București, am avut discuții la Senatul României, am avut cu domnul Băsescu, a fost o plăcere aparte să vorbești cu domnul Băsescu. Aș avea o rugăminte, nu știu cât timp a rămas, când veneam la emisiunea dumneavoastră pe Facebook, cineva mi-a pus o întrebare și n-aș vrea să rămân dator. De ce Plahotniuc nu este urmărit de Interpol în condițiile în care a săvârșit... Nu știu dacă vom reuși, avem un minut. Da, de ce nu este urmărit de Interpol în condițiile în care... Cineva pe Facebook, de asta n-aș vrea să rămân, pentru că diaspora este interesată de așa ceva. Mai avem și eu o întrebare, ok. Pentru, de ce nu este urmărit de Interpol? Pentru că infracțiunile săvârșite de Plahotniuc împotriva Republicii Moldova sunt săvârșite aici. Iată de ce atunci când un procuror general va fi scos din captivitate, va fi în afara controlului politic și mafiotic al lui Plahotniuc și va intenta un dosar penal, el neapărat va fi dat în Interpol, pentru că e clar că va fugi. Și atunci Interpol îl va căuta. În aceste condiții nu se poate întâmpla acest lucru, pentru că instituțiile naționale nu intentează dosare penale împotriva lui Plahotniuc. Uh-huh. Ați văzut ce fac cu el. Îl cheamă în calitate de martor. El, de fapt, fiind beneficiarul final al fructului miliardului. Vreau să vă mai întreb referitor la desemnarea Alinei Rusu în funcția de președintele Comisiei Electorale Centrale, care este promovată de PCRM. Credeți că această mișcare de... Nu, este... Dame, va veni cumva în detrimentul candidatului democrat? Sigur că da. Această Comisie Electorală Centrală rămâne una controlată politic, controlată de această majoritate, numiți-o cum vreți, numai nu una democratică. Alegerea acestei doamne este una de fațadă. În spatele ei va rămâne Iurie Ciocan, cu experiență în tot felul de matrapazlâcuri la Comisia Electorală Centrală, inclusiv în cazul referendumului. Așa că să nu ne facem niciun fel de iluzii. Comisia Electorală Centrală, la fel ca și alte instituții ale statului, rămân în captivitatea lui Plahotniuc. Dar, o să spuneți dumneavoastră, și atunci ce facem? Și atunci, da, atunci ajungem la tema pe care am discutat-o până regim, la publicitate. Nici un regim nu rezistă în fața unității poporului. Iată de ce întreaga societate trebuie să se consolideze, trebuie să facă front comun, să vegheze la procesul de... Credeți în alegeri democratice? Nu vom avea niște alegeri democratice, dar noi putem monitoriza procesul, putem face numărătoare paralelă, putem să ne implicăm și să nu admitem că acest regim criminal, utilizând
toate, totul ce stă în arsenal să trișeze și să fraudeze aceste alegeri. Depinde de noi. Dacă vom spune, domnule, nu am încredere în... lăsăm așa, și de data asta o să fim furați. Păi așa o să mai rămânem încă 4 ani de zile și încă 25 de ani, cum am stat 25 de ani, furați. Deci trebuie să ne consolidăm, trebuie să facem front comun împotriva acestei oligarhii criminale cu toate instituțiile capturate. Și încă scurt, foarte scurt, vizita lui Dmitri Rogozin în Republica Moldova este o restartare a relației Republica Moldova-Federația Rusă? Asta sau? Așa o tratează Plahotniuc. În realitate sunt niște jocuri făcute. Cine l-a salvat pe Rogozin atunci de la aeroport, dacă nu Plahotniuc? Sunt niște relații personale. Să vedem în ce măsură ele se vor materializa în ceva bun pentru Republica Moldova. Eu nu cred. Da, vă mulțumesc tare mult că ați venit în studio o emisiune important. Mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici punem punct discuției din această seară. Vă aștept la următoarele ediții ale emisiunii. La revedere!